Tragedie în Săptămâna Mare, familiile a doi tineri dintr-o comună argeșeană se află în doliu după ce copiilor și-au pierdut viața într-un accident cumplit. Mașina în care se aflau cei doi s-a izbit violent de un copac după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Alți doi tineri pasageri sunt internați în stare gravă. Din primele informații ale anchetatorilor, tragedia s-a petrecut în timpul în care cei patru tineri se deplasau pe drumul principal din zonă. Șoferul, un tânăr de doar 19 ani, a intrat cu viteză într-o curbă, moment în care nu a mai putut redresa mașina și a lovit un stâlp electric pe care l-a culcat la pământ. În urma impactului violent, mașina în care se aflau tinerii s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului. Echipajele de salvare alături de două echipaje de pompieri, o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURT s-au deplasat în cel mai scurt timp la fața locului. Odată ajunse, cadrele medicale au început manevrele de resuscitare pentru șofer și un alt pasager în vârstă de 16 ani aflat pe bancheta din spate a mașinii, însă în ciuda eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic, fiind declarat decesul celor doi. Ceilalți doi tineri frați au fost transportați la spital în stare gravă și se află acum în grija doctorilor. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să facă cercetări pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut întregul accident.